Salutare! Eu sunt Caradja, iar acesta este tutorialul pentru începători și copii cu numărul 2. Pentru acest tutorial v-am pregătit o piesă extraordinară, o piesă cu mare istorie și o piesă care nu este cunoscută doar de întreaga Românie, ci de întreaga lume. Da, este vorba despre Rapsodia Română numărul 1 de George Enescu. Ce e de spus aici? Un compozitor legendă care a fost și este iubit de toată lumea și este una din cele mai renumite suite orchestrale pe care le-a compus. Desigur că această piesă este formată din mai multe fragmente și idei muzicale. Eu am scos cea mai renumită bucățică și am explicat-o foarte amănunțit, așa că să o puteți voi studia și interpreta. Un lucru important este că am transpus-o din si bemol major, cum este pe original, în la major, pentru că așa este cântată în mare parte la evenimente. Așa cum v-a deprins mai nou, aici veți avea structura tutorialului pe minute, deci sunt niște marcaje de timp care vă arată la ce minut se începe fiecare secțiune din tutorial. Apropo, toți cei care veți fi abonați la VIP în proiectul Caradja Kids de pe Patreon, veți avea acces și la foarte multe partituri, deci fiecare tutorial explicat are și partitura lui și desigur că veți avea parte și de acompaniamentele pieselor în două viteze. Astea fiind spuse, nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube și să mă urmăriți pe Instagram dacă vreți să vedeți momente din activitatea mea de zi cu zi. Mergem acum să ascultăm piesa. Let's go! Suntem acum la poate cea mai importantă secțiune din tutorial și este vorba despre detalierea amănunțită a piesei. Ok, acum vreau să o luăm chiar de la intro. Deci intro ați văzut că are ritmul său un pic mai rar. Prima notă avem La cu deștul 1 pe coarda sol. Iată aici. Fiți atenți la mâna dreaptă și direcțiile ei, de la început.